organizat un mic simpoziu pe tema cazelor de șist. Fă-mi așa un scurt rezumat. Ce s-a discutat și cu ce impresii au rămas participanții? Am vrut să fie o întâlnire între ONG-uri și nu numai, între toate grupările implicate din mai multe zone. Din România am avut de aici, din București-Pirește, din Bârlad, Constanța și Bihor, pentru că sunt zonele potențial afectate de fractura hidraulică. Și am avut și colegi din Bulgaria. Am avut și pe cineva invitat care ne-a vorbit despre campania Roșia Montana, pentru că eu sunt de părere că sunt foarte mult asemănați și avem de învățat de la ei. Și așa, pe total, a fost un schimb de informații, ne-am pus la curent cu ce am făcut fiecare din noi, ce campanii s-au întâmplat până acum și, așa, ca plan de viitor, ce strategie comună putem să avem în viitorul imediat apropiat. Ce noutăți s-au aflat aici? Din punctul meu personal de vedere, nu au fost foarte multe noutăți, pentru că de când a început campania asta m-am interesat foarte mult de tot ce se întâmplă. Însă, pentru unii colegi, a fost foarte util din punctul ăsta de vedere. Cei din Bihor nu prea știau ce se întâmplă, nu știau că sunt și pe lista zonelor potențial afectate. Iarăși, a fost foarte, foarte util să aflăm tot ce s-a întâmplat în Bulgaria, pentru că e o campanie de mare succes până acum. În numai 6 luni am reușit să obțină tot ce vreau să obțină, inclusiv la nivel legislativ, ceea ce este de nesperat pentru mine în România în momentul ăsta. Și cred că de la ei avem foarte multe de învățat. Ce propuneri s-au făcut? Au fost foarte multe propuneri la final, așa, ca să fac un rezumat, toată lumea simte nevoia de mai multă comunicare dintre noi. De un fel de grup nucleu, un grup central care să aibă vedere de ansamblu asupra campaniei. Asta se întâmplă și la Roșia Montana și până acum a funcționat cu foarte mult succes. Iarăși să acționăm nu doar la nivel local, unde deja se fac campanii de informare publică, ci în același timp, în paralel, la nivel legislativ cât mai înalt. Adică să facem un continuu lobby cu politicienii, că până la urmă deciziile importante se iau la nivel legislativ. Ce interesați unde pot găsi mai multe informații? Sunt mai multe site-uri care se pot găsi informații, odată pe site-ul asociației noastre Almaro. După aceea mai sunt foarte multe informații pe site-ul asociației Vira din Bulgat. Și foarte multe pe Facebook. Pe Facebook există 3 grupuri, cel puțin, dacă nu mai multe, dedicate campaniei împotriva cazelor de șist și acolo se pun absolut toate informațiile și materiale foto și video și rezumate despre acțiuni, absolut totul se găsește acolo. Când vor avea loc noi simpozioane pe această problemă? În proiectul pe care îl desfășurăm noi la Almaro, mai avem programată o conferință de presă comună la finalul proiectului, care va fi undeva prin octombrie-noiembrie, unde iarăși vom avea invitați colegi din Bulgaria. Însă, astăzi, din ce am văzut, lumea e destul de entuziasmată și s-ar putea să se întâmple întâlniri de genul acesta și în afara unei finanțări dedicate pentru un proiect. Deci s-ar putea să ne întâlnim chiar mai devreme decât credem. Mulțumesc și succes în continuare. Mulțumesc și eu.